Urmărire ca în filme la Palanca. Un bărbat ar fi încercat să scape de polițiștii de frontieră, dar când a ajuns deja la el în curte, a provocat un accident rutier. Totul a avut loc în seara zilei de 15 ianuarie, în satul Palanca din Ștefan Vodă. Potrivit poliției de frontieră, o echipă mobilă de polițiști au primit o informație operativă, precum că o persoană necunoscută încearcă să traverseze Nistrul cu o barcă pentru a ajunge în Moldova. Polițiștii de frontieră s-au dus la fața locului și au observat cum un bărbat a coborât din barcă și a urcat într-o mașină care se afla pe malul râului. Ulterior, acesta a pornit în viteză spre satul Palanca, iar polițiștii de frontieră s-au luat după el. În timpul urmăririi, șoferul ar fi încercat să intre cu mașina în curtea casei sale, dar ar fi pierdut controlul asupra volanului și și-a accidentat mașina. Interogat, bărbatul ar fi refuzat să facă careva declarații. Polițiștii de frontieră urmează să stabilească toate circumstanțele, iar bărbatul riscă să fie cercetat pentru încălcarea regimului zonei de frontieră și nesubordonare.